Ce are în minte un băiat timid și tăcut? Ei bine, această poveste o să afli tu răspunsul. Kyotaro Ikawa citește o enciclopedie a crimei când colegul său de clasă, Shu Adachi, se lovește din greșeală de el. E enervată și imaginează că îl taie și îi pune capăt vieții. Chiar acolo, chiar atunci. Și nu, el nu are doar o zi proastă. Doar că Kyotaro are adesea aceste îndemnuri și se întreabă când le va depăși. Când se uită la colega sa de clasă, Ana Yamada, cea mai frumoasă fată din școală și model de revistă, Kyotaro își amintește scopul său final, s-o privească zvârcolindu-se de durere în timp ce o ucide. În fiecare noapte se gândește la felul în care va arăta la fel de frumoasă și cum va deveni doar un cadavru. Kyotaro se urăște pentru asta. Așa cum stau lucrurile, se pare că îndemnurile lui nu vor dispărea prea curând. Pe măsură ce clasa devine mai zgomotoasă, Kyotaro pleacă spre terenul său sfânt, biblioteca. Cu toate acestea, sanctorul său profanat, care o vede pe Ana mâncând gustări înăuntru, fata îi spune ceva, dar pentru care gura plină, Kyotaro nu poate înțelege. El doar răspunde cu o, da, sigur, apoi se duce în spatele raftului și observă, aceasta ar putea fi șansa lui de a-i pune capăt vieții, dar pe măsură ce continuă să o privească pe Ana, se răzgândește. Ana deschide o pungă de chipsuri și mănâncă bucuroasă, chiar dacă tocmai a luat prânzul. Ea începe chiar să fredoneze pentru ea însăși, ceea ce îl turbură pe Kyotaro, așa că el încearcă să-i distragă atenția și să revină să-i gândească la modalități de a o dezactiva. Când se uită în ochi cu privirea, o vede pe Ana căutându-și tăietorul de cutii în timp ce lucrează la o prezentare pentru clasa lor de studii sociale. Are unul în buzunar, dar ezită să-i împrumute pentru că i-ar putea crede că este un nebun. El cedează totuși, spre deosebire de imaginația lui, Ana nu spune nimic ciudat, ci mulțumește în schimb. Kyotaro se retrage în spatele raftului, roșind la interacțiune. Sună clopoțelul, iar Ana își pune tăietorul în cutia ei de creion înainte de a părăsi biblioteca. El încearcă să urmeze, dar în loc să-și ia unealta înapoi, ea îi dă gustarea ei. Kyotaro crede în mod eronat că își împarte resturile cu el, dar Ana de fapt îi cere doar să-i arunce gunoiul. A doua zi, Kyotaro își găsește unealta ascuțită pe birou. Este încă caldă, așa că el crede că Ana l-a avut în mână pe tot drumul până la școală. Sau poate pur și simplu nu-i dă o șansă să o termine. Prezentarea la clasă este pe care să înceapă când o aude pe Ana întrebând despre posterul pe care l-a făcut. Moeko Sekine, mai cunoscut drept Moe, are făcut totul pentru că cel creat de Ana era dezordonat. Kyotaro este supărat de asta, mai ales că știe că Ana a muncit din greul asta. El susține chiar că fetele îl dezgust deoarece nu pot ascunde cât de îngrozitor de invidie devin pe cineva mai drăguț decât ele. Dar când Moe sublinează patele ciocolată de pe posterul Anei, își dă seama că punctul este valid. Anei nu pare să-i pese de asta iniția, dar Kyotaro observă că pare dezamăgit în timpul prezentării. Mai târziu, Kyotaro se prezintă cu colegii săi de grup când o vede pe Ana plângând pe scaunul ei. Unul dintre colegii lor de clasă vede brusc un elicopter în afara ferestrei lor, făcând clasa să arunce o privire spre Ana. El se gândește rapid la o modalitate de a le distrage atenția astfel încât ea să poată plânge liniștită. Soluția lui? Rupe posterul pe care l-a făcut folosind tăietorul. Ce eroic! Acest lucru șochează pe toți, inclusiv colegii săi de grup, care întreabă ce face. El motivează că prezentarea lor este făcută oricum, iar colegii lui de clasă îi aruncă doar priviri ciudate. Kyotaro nu-i pasă, totuși atâta timp cât Ana poate plânge liniștită. Dar când se uită din nou la ea, ea este doar fascinată de elicopterul de afară. Ei bine, atât pentru salvarea ei. În timpul pauzei, Ana se întâlnește cu prietenii ei în timp ce stă în poala celui mai bun prieten al ei, Kii Kyobasae. Kii susține că este mai mică și că ar trebui să schimbe locul, dar Ana se plânge că este grea, ceea ce o face pe Kii să se ridice. Între timp, Kyotaro îi aude pe tip murmurând despre ei. Shu șoptește lucruri destul de ciudate despre pielea fetelui, iar Kyotaro nu se poate abține să nu se imagineze locul lui Kii din cauza asta, dar băieții ar trebui să înceteze să mai fie ticăloși, astfel îi le vor pune capăt. Shu continuă să spună că și-ar dori ca Ana să fie iubirea lui atunci când Kenta Kazai comentează că nu-i plac fetele frumoase. Îl dezvăluie că tipul lui este Hara Honoka, ceea ce îi face pe celălalt să-l numească un ciudat. Nu poate un bărbat să aibă doar niște preferințe. Kyotaro merge la bibliotecă și o găsește pe Ana mâncând din nou acolo. Sosește și Hara, spunând că cineva a cerut să o cunoască. În timp ce vorbesc despre mâncare și dietă, Kenta intră și Kyotaro își dă seama că probabil o va invita să iasă. Cu toate acestea, evenimentul presupus drăguț este distrus de cineva care nu poate citi totul. Fata noastră drăguță de aici pare să fie destul de captivantă, deoarece brusc îi dă sfatul despre dieta lui Hara. Kenta este surprins de acest lucru și remarcă că el crede că fetele sunt mai bune cu puțină greutate în plus, dar Ana nu se oprește aici.
aici. Ea spune că băieții au un concept total diferit. Acest lucru îl face pe Kenta să îi spună prea mult despre cum îi place grăsimea și toate chestiile astea. După ce l-a făcut pe Kenta să spună care este tipul lui, Ana își dă în sfârșit seama ce se întâmplă. Kyotaro se uită în spatele raftului și scapă o carte din întâmplare. Ana îl acoperă spunând că trebuie să fie o pisică. Corect? El scârție un miau foarte ciudat, făcându-i pe toți să stea în tăcere. Da, Ana merge apoi să-l ajute să-și ascundă urechea făcând un miauit realist. În mod surprinzător, Hara și Kenta sunt convinși că sunt doar niște pisici care se luptă și încep să râdă. Ei urmăresc perechea plecând din bibliotecă cu o nouă conexiune, în timp ce Kenta află că lui Hara îi plac pisicile. Ana pare mândră de parcă ar fi făcut potrivirea, iar Kyotaro se tulbură când își dă seama că a ajutat-o foarte mult în ultima vreme. După școală, Kyotaro merge la o librărie pentru a vedea coperta revistei Anei. Cu toate acestea, vede o fată cunoscută și se ascunde rapid. Ana este acum îmbrăcată în haine casual, așa că nu este complet sigură dacă este ea. Dar când îi scoate șapca și ochelare de soare și încearcă să fie observate de unii dintre fanii revistei, Kyotaro privește confirmarea lui. Entuziasmul fetei îi sperie pe potențialii clienți, așa că părăsește cu tristețe magazinul. Îmi pare rău pentru Ana. El cumpără un exemplar al revistei împreună cu o poveste groasă pentru a se asigura că nu este sus. În timp ce îl răsfoiește acasă, își dă seama că sunt complet depărtate de lume. Ana este un model popular, în timp ce el este cineva care nici măcar nu s-a putut trece un examen. Kyotaro se plimbă somnoros cu bicicleta la școala a doua zi, abia a dormit cu o seară înainte când a ajuns să citească revista Anei. O vede pe Ana cu Hare Unajo și crede că este iubitul ei, dar când se apropie în spatele lor, îl aude pe băiat cerând line-ul Anei și rețelele de socializare. Fata se preface că nu știe nimic din acestea, arătând clar că nu este interesată. În timp ce continuă să meargă, Haruya spune că este amuzantă că a spus acele lucruri. Ana se entuziasmează mă neașteptat și se de acord. Cred că este destul de măgulitor să fii numit amuzant, nu? Această cauză, Haruya o apucă de braș și o obligă să-l adauge pe line. Kyotaro intră în panică în timp ce este martor la scenă, convingându-se că nu are nevoie să o ajute, dar gândurile lui încurate preau control și își trimite bicicleta să zboare în apă pentru a întrerupe pe cele două. Kiki, care a mers în spatele lui Kyotaro în tot acest timp, aleargă la Ana și spune că a văzut ce a făcut Kyotaro. Amândoi se uită la el când se apropie, iar Ana îl întreabă de ce a făcut asta. Kyotaro scapă că a lovit accelerația în loc de frână, făcându-o să râdă. Ei bine, se pare că inima cuiva a fost furată. În ciuda faptului că s-a atras încet de Ana, nu că el va recunoaște, Kyotaro încă nu și-a renunțat la dorința de a-i pune capăt vieții, mai ales că fata drăguță i-a tulburat terenurile sfinte. Și astăzi este la fel. Ana aduce o gustare pentru copii care trebuie mestecată cu apă, așa că iese din bibliotecă să ia niște chestii. Ea se întoarce după un timp, dar își dă seama că apa s-a vărsat în timp ce merge înainte și înapoi. Văzând mizeria, Kyotaro se grăbește să o curețe, iar Ana se întoarce repede și mai varsă puțin. Frustrat de ineficiența Anei, el decide să ajute la obținerea unui pahar pe care ea îl poate folosi. Cu acestea o găsește terminând gustarea când se întoarce și se simte jenat, așa că se preface că ia apă de băut. Ana se uită și îi dă din nou gunoiul ei. De ce face asta? Kyotaro nu vrea gunoiul ei sau o vrea? În sala de clasă, el se uită la Ana și la prietenii care își fac vânt din cauza căldurii și se întreabă de ce ea mănâncă singură când le are pe toate. Ar fi putut ea să prindă planul de a-i pune capăt vieții și ar fi vrut să-i facă și lui asta în bibliotecă? Chiar atunci îl aude pe Shu vorbind din nou despre Ana. Din cauza sezonului cald, uniformele lor se lipesc de piele din cauza transpirației. Așa înseamnă că lingeria intimă este mai vizibilă, iar băiatul plănește să o arunce pe Ana. Kyotaro sabotează acest plan scăzând scuterul pentru a-i distrage atenția lui Shu când trece pe lângă. Între timp, Ana părăsește camera cu prietenii, făcând planul lui Shu să ieșeze complet. Kyotaro vede pe Ana jucându-se cu Ki, ceea ce îl face mai curios de ce nici măcar prietenul ei cel mai bun nu o însoțește în timp ce gustă. Mai târziu la bibliotecă, Ana îi împrumută evantaiul pe care îl găsește parfumat. Ea îi cere apoi să miroase și din moment ce băiatul nostru de aici nu poate refuza, el se apropie de ea să o facă. Se apleacă pentru a adormeca, dar îi vede prin uniformă. Mulțumesc și sunt transpirați. Chiar atunci Ana îi cere să ia loc în timp ce ea intră sub birou să se ascundă de Kihiro. Kyotaro îi simte căldura, ceea ce îl face să aibă o reacție naturală. El îi oferă gustările crezând că este interesată de ele, dar Ki îi explică că nu le poate mânca din cauza alergiilor ei. Ea continuă să spună că în ciuda obiceiului Anei de a se ascunde de ea pentru a mânca gustări, îi place cum se îngrijește de ea. Kihiro cu siguranță își cunoaște bine prietenia, își laudă înfățișarea și personalitatea și cât de modernă și cool este și când face ce știe. Ea știe de asemenea că toate aceste complimente o vor face să pară
Kyotaro înțelege în sfârșit motivul din spatele orei de gustare a lui Ana și în timp ce perechea pleacă, el se grăbește la baie pentru a se ocupa de altceva. Mulțumesc că l-ai ținut în genunchi în timp ce ea a ieșit de sub birou, Ana. Festivalul culturii se apropie și toată școala se pregătește pentru el. Clasa 2 și 3 face o casă bântuită și pentru că Kyotaro are un scris de mână drăguț, Ana îi cere ajutor pentru a crea unele dintre recuzita lor. Beatul a plănuit inițial să treacă prin eveniment fără să se implice nimic, dar desigur nu poate spune nu când vine vorba de Ana. În timp ce lucrează cu Hara, nu se poate abține să nu se uite la corpul ei plinus și întreabă dacă acestea sunt reale. Băiete, dacă nu depărți acei ochi umbriți, vei fi prins. Ana, care joacă rolul unei fantome în casa lor bântuită, este certată de Kihiro pentru țipătul ei drăguț. Ea încearcă să argumenteze că pare eficient deoarece Kyotaro s-a speriat. Oh, Ana, dacă ai ști de ce a fost de fapt uimit. Hara comentează despre cât de frumos trebuie să fii slab ca Ana și pleacă să curețe după ce a terminat recuzita. Când Ana își vede numele de familie pictat pe afișul pietrelor funerare, Kyotaro crede că Hara are o răzbunare împotriva ei. Își face griji că fetele vor fi răutăcioase cu ea dacă află, așa că își asumă vina chiar dacă șuul bate. Nu că, na, ciudatul încearcă doar să o impresioneze pe Ana. Se gândește la o scuză și spune: moartea nu este chiar un lucru rău, moartea este cea care ne salvează. În timp ce clasa prea declarația lui ciudată, Hara sosește și întreabă ce s-a întâmplat. Kendai spune situația, ea recunoaște repede că a fost faptul ei. Ea a notat doar nume de familie comune și nu a vrut să spună nimic rău. În timp ce lucrează la revopsirea recuzitei, Ana își cere scuze lui Kyotaro înainte de a fi chemată să se antreneze din nou. Între timp, Hara comentează că pietrele funerare arată ca niște blocuri aleatorii fără nume, așa că își scrie în schimb numele de familie.